cauza acestei măști, pe care, sincer, nu o suport. Mi-au apărut tot felul de chestii pe față. Nici în adolescență, cred că n-am avut atâtea chestii sub piele, la buză, peste tot. Și încerc în fiecare seară să fac o curățare, dacă nu mai intensă, măcar una superficială. Am apelat și la tratamente mai profesioniste, profesionale, ca să-mi scot tot ce aveam din piele. Și hidratare multă, pentru că se usucă foarte, foarte tare. Am planuri să fac multe lucruri speciale în această primăvară, pentru că noi toate femeile venim după o perioadă cum n-a fost nici una alta, pentru tot, pentru corp. Am stat mai mult indoor decât outdoor, pentru că a fost toată perioada aceasta pandemică și este în continuare și ne sunt limitate activitățile. Pentru ten avem atât de mult măștile pe față și suntem în sauna aici și simt că e nevoie de o atenție mai mare decât chiar până acum în toate privințele. Așa că ai făcut ceva până acum? Deocamdată am făcut în lucrurile alea care țin foarte mult de mine, și anume sport, alimentație și cremele trebuie să fie, și ritualul ăsta de skincare trebuie să fie adaptat. Și una peste alta, ții și dietă sau nu? Da, țin, am intrat într-un program din ăsta mai de fasting, așa, stau 16 ore fără gândul la mâncare. Reușești? Ei, reușesc, ce să fac? Doar cu apă multă. Am încotrot tot, eu am fost și cea care a mâncat înainte, adică capul face, capul trage, știi cum e. Și corpul la fel. Eu am mâncat, eu nu mai mănânc. N-am ce să fac. Pentru buclele mele folosesc o cremă. Imediat după ce aplic, mă rog, mai întâi aplic mască, șampon, mască, apoi îmi usuc puțin părul și folosesc o cremă pentru a structura buclele fără a le încărca. Viitor, ți-l mai lași să crească? Cred că o perioadă o să fie scurt. Mi-ar plăcea să-l am mai lung, dar nu-mi place perioada de tranziție. Mi-ar plăcea să fie până aici, dar dacă nu ar exista perioada asta în care nu-i nici lung, nici scurt, atunci poate l-aș lăsa lung. Dacă m-aș putea trezi cu el până pe aici, ar fi super. Dar cred că o perioadă va fi scurt și acum chiar are nevoie de o tunsoare. Asta mai fac, se schimbă sezonul, tund vârfurile, oricum le tund odată cam la 3 luni. Și un pic mai scurt. Am un nude. Mie îmi place foarte mult să-mi fac unghiile cât de cât simplu. Și vreau să încerc niște nuanțe noi, așa, să mai schimbăm puțin. Dacă în timpul iernii merg foarte mult pe roșu, foarte rar negru, n-am foarte multe culori la unghii, dar să zicem că încerc să apelez foarte mult la nuanțele astea mai pastelate, mai calde, știi? Că vine vremea asta frumoasă.